să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Vezi, mițișor? Vezi ce inspirat am fost să închid eu parcurile pe timp de noapte? Măsura mea a dat roade, nu e nici țipenie de om în parcul ăsta. Da, normal, pentru că e noapte și e frig. Tu crezi că noaptea și frigul i-a oprit pe cetățeni să dea iama în parcul ăsta cu sutele și să se infecteze unii pe alții, dragă? Da, normal. Greșit. Măsura mea i-a descurajat. Nu mai vine nimeni noaptea în parc de frica amenzilor mele. Domnul Orban, dar e noiembrie, oricum nu venea nimeni. Și ce dacă e noiembrie, dragă? Hai, lasă că de când cu încălzirea asta globală, acum noiembrie, cum era înainte septembrie. Mițișor, e clar, măsura mea a dat roade. Nu știu dacă a dat roade, pentru că numărul de cazuri crește în continuare. Păi da, da, crește în continuare din cauza cetățenilor, pentru că se îmbolnăvesc. Eu, în schimb, fac tot ce pot ca să stopez infectările. Și fii atentă, sunt gata să tai în carne vie, dragă. O să merg mai departe cu măsurile mele draconice. Vai de mine, băgați Bucureștiul în carantină? Nu, nu, dar o să închid și librăriile pe timp de noapte. Toate librăriile vor fi închise între miezul nopții și 4 dimineața. Iar asta nu doar în București, dragă, în toată țara. Dacă mai găsesc vreo librărie deschisă în intervalul ăsta, hai de capul meu, ridic autorizația, confisc toate cărțile. Serios? Închideți librăriile pe timp de noapte? Da! Librăriile sunt un mare focar de coronavirus. Dau ăia cititorii cărțile de la unii la alții până... Și dacă nici așa nu se opresc infectările? Atunci vom lua măsuri și mai drastice. Închidem și chioșcurile de ziare pe timp de noapte, iar dacă nici așa nu scade numărul de cazuri, atunci... Atunci n-am ce face. N-o să le convină multora. Așa. Închidem Transfăgărășanu. Da, îl închidem. Domnul prim-ministru, dar Transfăgărășanu oricum e închis în perioada asta anului. Nu-i nimic. Îl închidem și mai bine, îl ferecăm. Mărim amenzile pentru cine intră cu mașina pe acolo, orice, ca să stopăm numărul infectărilor. Ți-am zis că sunt gata să tai în carne vie, da? Da, da, o măsură care să ajute cu adevărat la ceva, nu luați? Adică ce vrei să spui? Păi cui pasă că se închid parcurile noaptea? Oricum nu venea nimeni. Mămițișor, mămițișor, mă, să știi că unora le place să plimbe noaptea prin parc. Eu te-l pe ăla. Bună seara, bună seara, bună seara. Știți că n-aveți voie, domnule, parcă e închis noaptea? Actele dumneavoastră, vă rog. Ce acte, mă, băiat? Actele de identitate, domnule, cum ce acte? Exact, mă, băi, nu? Asta nu m-a recunoscut. Ce să recunosc? De când ești meloman, a? De ce? Păi eu sunt Ludovic Orban, domnule, premierul României și primul trubadur al țării. Să trăiți, să trăiți, nu v-au recunoscut, domnul Orban. Dar arătați mult mai bine în realitate decât la televizor. Sunt da, îngrașa da, televizor, îngrașa, nu știu ce. Da, hai, lasă vrăjeala, ce faci aici? Păi ce să fac, patrulez, să mă asigur că se respectă legea asta nouă cu parcurile închise pe timp de noapte, cum trebuie. Mă, tu îți bagi joc de mine? Nu, domnul Orban, dar nu mi-aș permite așa ceva să poate. Atunci înseamnă că îți bagi joc de banul public, domne. Păi da? De ce nu? Pe cum să patrulez, mă, noaptea prin parcul închis? Cine crezi că vine noaptea pe frigul ăsta în parc? Nu te-ai uitat în calendar, mă, n-ai văzut că e noiembrie? Domnul Orban, dar asta am zis și eu. Știu, dar eu am zis-o mai bine acum. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Întrebarea zilei este asta, cred eu. Ce se întâmplă acum? Este urmarea măsurilor luate? Adică astea 8700 de cazuri înregistrate astăzi, era un plan? Așa v-a fost vorba?
Domnule președinte, ca temă pentru acasă, până la următoarea conferință de presă, obțineți, domne, niște foi de la cine știți dumneavoastră, în care să ni se explice ca la proști. Bă, tâmpiților, că oricum e limpede că asta credeți despre oameni, la aroganța pe care o afișați. Uite, măsurile pe care le-am luat au avut următoarele efecte. Bam, bam, bam. Că noi, populimea, na, niște idioți, nu simțim nimic, nu ne dăm seama de nimic. Voi, politicieni, mă, cu specialiștii, cu voi, trebuie să ne spuneți cum e. 8651 de cazuri de COVID-19 în ultimele 24 de ore. E un nou record, fără doar și poate un salt de la o zi la alta. Crește cifrele ca nebunele, zici că-i rechind ăia mutanți din filme. Dacă ar crește așa și porumbul, domn președinte, a? Ce bine ar fi. 1000 de cazuri mai mult decât ieri, numărul morților cu 50% mai mare. Domnul Iohannis, deci cum e? Că noi am crescut așa, domne, mai fără școală, muncă de mici, ne-am mai prostit și alcoolul. Deci e bine, domne? Că nu mai știm nimic, ne-a zăpăcit de tot. Deci e bine când crește sau când scade? Că noi în ultimele luni credeam că e bine când scad cifrele. Dar acum nu prea mai știu ce să mai cred. Au cam trecut 2 săptămâni de la măsuri cu școli închise în zonele roșii și vorba maestrului Canci. Observ cu o anumită mirare că e aici o pasare foarte interesantă de responsabilitate la autoritățile locale. Horeca suferă, sălile de sport suferă. Fără ca aceste măsuri să producă cu adevărat un efect, adică o scădere a cifrelor, dacă ne ferim de aceste decizii din motive electorale, atunci o să plătim o factură mult mai mare mai târziu și cred că asta este calea greșită. Horeca suferă, sălile de sport suferă, multă suferință. Dânsul e domnul Fritz, Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Pare un om normal în ceea ce zice, motiv pentru care trebuie să-i spunem că se înșeală. Șeful și noi gândim la fel, deci te înșeli. Da, păi noi cetățenii ne înșelăm mereu, nici din întâmplare n-avem dreptate. Revenind la întrebarea principală, măsurile luate în urmă cu 2 săptămâni au avut urmări în bine? Altfel spus, acum e bine, domnule președinte? Sau ar trebui luate alte măsuri chiar acum? Sau oare nu cumva măsurile luate acum 2 săptămâni n-au avut nicio urmare bună? Puteți răspunde la aceste întrebări sau vă e târșă să recunoașteți că ați făcut pandemia praf? Toate măsurile de protecție și prevenție, purtarea măștii, igiena mâinilor, distanțarea fizică. Doamne, când ăla... Oare e cineva în țărișoara asta care să ne spună fără să ne ia cu purtați masca, spălați-vă și... A, apropo de asta, deci, bă, Rafila, Cercel, Arafat, care mai ești pe acolo? Sunt unii care nu poartă. N-aveți ce să le faceți. Peste tot pe glob sunt. A venit unul azi să ne tragă un cablu de net la birou. I-am zis de 5 ori să-și tragă dracu masca aia pe nas. Nu voia el. Deci unii sunt tâmpiți, așa sunt ei, n-ai ce să le faci. Ideea e, în afară de asta cu masca și cu închisul parcurilor în miez de noapte, aveți, mă, și altceva pe țeavă? Așa, mă, tată, mă, așa, gata, gata. Mă culc și eu liniștit la noapte. 175 de milioane de dolari să modernizăm avioanele alea. Dă-o, dracu, că așa mi-era o rușine. Bă, ne făceam de rahat în toată lumea când parcam avioanele noastre alături de avioanele americanilor, francezilor. Că na, te duci ca omul la hipermarket să faci și tu cumpărături și parchezi avionul, mă, curgeau tablele de pe ale noastre, o rușine. Eu un singur lucru sper, că ați luat banii de la teste. Se vorbea că urmau să se cumpere niște teste rapide. Dă-le, dracu, o porcărie. Băgați banii în avioane, vă rog eu. Apropo de arme, chiar mă întrebam ieri, de ce s-a dus Orban în Israel? Ce ardea atât de tare încât să plece acum în Israel? Că în țară știm foarte bine ce arde. Da, am aflat, da. S-a dus că-și luase bilete și cred că voia să nu le piardă. Nu, n-a fost asta. Oricum, aterizările lui Orban sunt demențiale, da. Cum se dă el jos din avion și stă de vorbă cu niște oameni la care se uită ceva de genul: aha, și tu cine ești? Eu și că tu?
Aha, și tu, ăsta la altul ce? Ioșică. Orbane, dă-te mă așa că n-au venit să te întâmpine, nu? Vor să urce în avion că au legătură. Vin oamenii de la Țăndărei, navetiști, schimbă pe Ierusalim, apoi se duc la Caracal. Deci mergi, da, înaintează, ia-o pe covorul roșu. Lui Șică îi pun covor roșu, nu că ar fi vreo sculă, dar să nu se rătăcească. I-au zis, bă, te dai jos din avion, ții covorul roșu. Da, păi altfel Șică, oia de nebun, coboară din avion și odată îl vezi. A, ia uite bufetul gării și l-ai pierdut, nu mai s-a dus. Da. Așa, acum după ce l-am bălăcărit pe om ca lumea, iată și ce realizări ai avut. Deci scopul vizitei în Israel, cum ar veni? We are committed to not only to our common past, but to a future. And the future belongs to those who innovate. Innovation is the key to assuring the prosperity, safety and health of our people in the future. And in this, Israel and Romania are cooperating in many, many fields, in the cybersecurity, in the water management, in agriculture, in the health, in the space. Ce, cum vă spuneam, să fie, să dreagă, să viitor, să inovație. Bă, exact cum îi place lui Șică. Multe cuvinte așa, oricum le-ai așeza, tot gargară ieftină iese. Deci chiar s-a dus de pomană la oamenii aia. Cred că Netanyahu nici nu se aștepta ca Șică să mai vină. Ori fi stabilit vizita prin vară, când era mai pe relaxare, mai pe... Ce ai mă, și dacă era anunțat sfârșitul lumii sâmbătă, Șică tot s-ar fi pus pe avion, se trezea Netanyahu cu el la ușă. Cu metre! Ce faci mă, hau du-du-du! Ce să faci, îl pui la masă, na? Today we will explore ways to consolidate the already consistent and extensive political dialogue. Da, bravo, explorează și că, păi da, cum să nu explorezi? Și a explorat Orban, a explorat, unde credeți că a ajuns? Unde îi place românului? La arme. Deci s-a dus în Israel, unde sunt unii dintre cei mai buni medici din lume, un sistem medical brici, e și că s-a oprit în târgul de arme. Cred că i-a dat Iohannis bani. Uite, ăștia-s banii de bere, iar ăștia... banii pentru arme. Să nu dea dracu să-i încurci, da? Să iei banii de rachete și să cumperi gloanțe cu banii de bere, că te îndoi când ajungi acasă. În cadrul vizitei delegației României au fost prezentate tehnologii avansate din domeniul apărării ale Elbit Systems, inclusiv UAS-ul, sistemul aerian fără pilot, dronă, Hermes 450. Ați observat? Se vede pe fața lui Orban faptul că înțelege despre ce e vorba. Orbane, pe bune, când mai e cu arme cu astea, nici nu mai intra în magazin, mă, întreabă din ușă. Cât costă? De fapt, știți ce? Nu contează, luați banii, puneți-le pe autobuz. Oare s-a prins Iohannis de ceva, de-l tot trimite după chestii? A? Și că du-te până în Franța, ia și mie un borcan de gem de coacăze, că mi-e o poftă de zici că stă însărcinat cu a șaptea casă. Hai fuguța! Acum Israel ia 10 lei, cumpără arme, s-a dus și restul. Dacă săptămâna viitoare îl vedem că pleacă iar, pe bune, e mâna lui Iohăniță, da, vrea să nu-i mai audă gura. Păi cum pleacă Orban, cum ține și președintele niște ședințe din care să-și înțeleagă ceva? Rezultatele se văd. Da, fraților, știu, deja suntem speriați, aproape 8700, mâine o să fie și mai rău. Dar ne-a zis domn președinte că nu cifrele astea, mă, cu îmbolnăviți, cu câți pacienți sunt la ATI, câți morți, nu? Nu neapărat astea contează, cât evoluția în întreg. Ok, păi mă gândesc atunci să facem așa, ne mai ziceți voi, că o fi domn președinte, că o fi Orban, că o fi Tătaru, ieșiți din când în când și ne spuneți care e evoluția în întreg. Că noi fiind aici în realitate, în concret, cu botul băgat în propriile vieți limitate, noi nu prea știm care e situația de ansamblu, domne, evoluția în întreg. Cum ziceam, noi suntem vai mama noastră, noi simțim că nu e bine, da, simțim pe propria piele, da, da, ce știm noi? Poate simțim prost, poate că noi simțim că e rău, că nu prea sunt bani, că e deprimare generală, dar poate că evoluția în întreg spune cu totul altceva. Domnule Iohannis, haideți domne, noi am mai trecut prin porcăria asta cu Traian Băsescu, da, ăla ne spunea că suntem proști dacă ne e rău, că ar trebui să ne fie bine.
Și ne-am cam săturat de șef de ăștia care, după ce îi alegem, ne spun că poporul e defect. Toate paturile de oxigen sunt ocupate. Domnule doctor, este inuman. Deci ritmul în care acești medici lucrează este inuman, este ca la război. E chestie de zile. Efectiv, în ritmul ăsta și cu doar atâția medici, o chestie de zile. Alo, domn doctor, haideți, domne, liniștiți-vă puțin. Evoluția în întreg e bună, ce dracu n-ați auzit? Of, bă, când vă văd așa panicoși că mor oamenii, că nu pot să respire. Da, mă, așa e, da, în întreg, să știți că nu mor, ei respiră, totul e foarte bine. Nu știu dacă mă înțelegeți. Domnul președinte, explicați dumneavoastră, domne, vă rog eu. Mulțumesc, nu vă spun. Auziți, dar poate că am ajuns să vrem să ne fie rău? A? Mă gândesc și la asta. Ne-am înrăit așa, știți ce zic? Uitați-o pe doamna. Vă dați seama că psihic să stai cu un decedat, soțul decedat, nu-i foarte simplu. Vorbim cu el la telefon. Cei doi soți locuiau în același apartament cu mama bărbatului decedat la spital și ea cu simptome. Disperată, femeia a înroșit linia telefonică de la DSP. Răspunsul? Ocupat. În schimb, a venit ambulanța. I-a testat și atât. În câteva ore, bătrâna s-a stins. Bineînțeles că femeia, în loc să vadă evoluția în întreg, ea s-a prăbușit, domne, că e rău, că vai, ce nasol, ia uite, a murit soțul, s-a dus și soacra. Stai, mă, femeie, stai, tu te-ai uitat vreun pic la evoluția în întreg? Nu te-ai uitat, te-ai uitat doar la evoluția în parte, în detaliu, acolo, păi vezi. Doamnă, îngropați-vă rudele și pregătiți-vă de vot. Marea, frumoasa sărbătoare a democrației. Prindeți-vă flori în păr, o să fie minunat. O să uitați de toate greutățile când o să băgați votul în urnă. Da, deci asta voiam să comentez. Azi am venit chitit, mi-a plăcut tare mult faza cu evoluția în întreg și cu poporul care iar se plânge, domne, ba că nu e bine, ba că i-a murit cățelul, purcelul, soțul. Un popor care nu e bă în stare să ridice puțin capul din propriile probleme de zi cu zi. Hai mă, hai mă, oameni buni, să vedem și noi evoluția în întreg, mă, să avem și noi un pic de perspectivă asupra lucrurilor. Of! I-a bulversat! I-a răscolit! Dar ce-mi place mie contraofensiva PSD-ului. Vai, vai, iese Marcelică Ursulețu să ne spună că guvernul și Iohannis nu mai au credibilitate. Băieți, uitați cuvântul credibilitate pentru următoarele... Barote, cât e ceasul? 10 și ceva. Așa, bă, deci pentru următoarele 2-3 secole... A? Nu vă mai asociați niciunii cu ceva care ar semăna măcar cu credibilitatea. Nu-i de voi, boss, n-ați fost făcuți pentru asta. Și să nu vă faceți iluzii, nimeni, dar nimeni nu vă votează pentru că ați fi credibil. Nu, ci pentru că ăilalți sunt mai necredibili decât voi. Noi am solicitat un pact pe sănătate, unde toate forțele politice să ne întâlnim și să luăm o decizie. Românii nu mai au încredere în acest guvern. Singura armă a actualului guvern a rămas poliția, care o trimite să amendeze oamenii și vinovați și nevinovați. De unde știe ursulețul Marcelino că poliția amendează și vinovați și nevinovați? Tu erai nevinovat când stăteai ciorchine cu familionul și cu pesediștii la Buzău? Ah, chiar, dar ce credibil ești, Marcele! Foarte credibil să vorbești despre treburi de astea, nu? Președintele României a ajuns să-și pună gaj credibilitatea personală pentru a salva un guvern corupt. Ați auzit la Donald Trump? Vine și ține cu un partid, nici Traian Băsescu nu a ajuns la așa. Alo, PSD-ul, vă rog frumos să-l retrageți în servis pe cetățeanul Marcel. Are mari probleme la sistemul de gândire. Ci că ați auzit asta la Donald Trump? Nici Băsescu n-a ajuns așa jos. Revină-ți, Marcele, că te duci cu dovleacul așa de tânăr. Iar începe ăștia cu Iohannis, că e dictator, că numai Ceaușescu mai făcea așa, ori Stalin. Cum? Ah, ok. Să ne întoarcem înainte de 89, să ne spună cineva să-și asume acest lucru. Să iasă, domne, Orban să spună, domne, eu sunt micul Ceaușescu, eu voi conduce România după cum bunul meu plac.
ce glume să faci cu ăștia, că le fac ei cu un aer foarte serios înaintea ta. Atât poate Marcel. Ieri voia să-l omoare pe Câțu, azi e revoltat că nu-l întreabă Iohannis și pe el ce să facă în pandemie. Jale, nenică, chiar te întrebi, oare e mai bine ca măsurile să fie luate de unii incompetenți sau de mai mulți? Cum o fi? Mai mulți incompetenți dau mai puțină incompetență sau mai multă? Ar trebui să încercăm, să vedem. Nu e ca și cum am stricat ceva. Ce dracu să mai stricăm? Acest element mi-a stricat cel mai frumos moment din viața mea. Ah, mega fază, fiți atenți. Vă povesteam ieri despre bătrâna din Alba care avea o pensie de 15 lei. O uitaseră pe femeie cu pensia cât furnica. A apărut doamna Violeta Alexandru și a prezentat scuze. Că scuzele, după cum se știe, mereu au ținut de foame la noi. Dar iată ceva mai tare. În urma verificărilor s-au găsit peste 1000 de persoane cărora statul le datorează bani de ani și ani. La cererea dânșilor am făcut acest lucru, în sensul în care nu-și doresc să se repatrieze, ci își doresc să rămână în România și să muncească. Da, 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 vă mai amintiți, dragilor, când le căuta Violenta de lucru străinilor? Ce țară e asta unde umblă ministru de mână cu tine să te angajeze? E, același ministru și același stat habar n-au că mii de oameni trăiesc cu un rahat de bani pe lună. Cum, mă, cum să uiți de niște oameni? A, ne scuzați, doamnă, vă radiaserăm din acte, scuze. Deci avem să vă dăm bani pe ultimii 20 de ani. Auzi, vă umpleți de parai? Da, luați-o pe asta, e game over. Potrivit Ministerului Muncii, doar zilierii și lucrătorii sezoniere angajați cu acte primesc ajutor până în decembrie, dar nu mai mult de 3 luni. Statul plătește 35% din remunerația cuvenită pe o zi de muncă. De-aia tot zic, cât de departe trebuie să fii de realitate ca să vorbești de zilieri și lucrători sezonieri cu acte? Violeto, oamenii lucrează cu ziua fără acte. E ca un fel de ciubucăreală așa. Taie și mie lemnele, ia 50 de lei și o farfurie de mâncare. Alea-s actele, două perișoare și un pachet de țigări. Sărumâna conașule, mai vin și mâine. Nu mai vine, da? Așa zice omul că mai vine. În ce galaxie îndepărtată trebuie să ai creierii plecați astfel încât să vorbești de actele zilierilor? Și ne mirăm că uită de oameni. A, ia uite, bă, mai aveam aici un dosar cu câteva mii de oameni, mă. Cine l-a pus să susțină biroul? Puh, ia uite, e din 93 aici. În 2019, România a avut cam 5 milioane de persoane care trăiau în deprivare materială severă. Foarte probabil ca un milion jumate de cetățeni români să trăiască în momentul de față în ceea ce se numește economie de subsistență. De cele mai multe ori, guvernanților noștri le ies cifrele bune pentru că scot oameni de acolo. Da, chipurile uită de ei. Nu l-ați văzut pe Șică? Avem mai mulți angajați ca acum un an. Alo, competentule, ușor bă că îndoi statisticile. Știți cum zicea Băsescu despre bătrâni? Că îi aștepta să iasă din sistem, adică să o mierlească? E, ăștia au găsit altă metodă. Uită de ei! Pe la sate mai ales e plin de oameni care n-au nicio treabă cu statul. Muncesc în gospodărie și mănâncă ce plantează și ce cresc în curte. Dar asta e bucuria celor de la București. Te uită pe câmp ca să le iasă lor cifrele frumoase. Dumnezeule, ce țară! Cum mă să uiți de mii de oameni, să nu le dai banii care li se cuvin? Păi sigur, și bătut și cu banii luați. E, și cum ne veseleam noi aici în bătătură cu Aldetram, Ciolacu și Tătaru, vine și ONG-ul ăsta SOS Satele Copiilor să ne strice petrecerea, mă. Că vezi, doamne, au ei nu știu ce statistici, că 1,4 milioane de copii din România se află la risc de sărăcie sau excluziune socială și că jumătate dintre acești copii trăiesc în condiții de sărăcie extremă. Bă, deci când ți-e lumea mai dragă, hop, cât o organizație de-asta să-ți vorba aia tot cheful. Mă, aveți un pic de răbdare, mă, că acum se rezolvă, suntem bine, suntem călare pe ele. Voi n-ați văzut, mă, cum merge economia, blană, mișună banii, călcăm pe bani, ne murdărim pe tâlp, ne put papucii seara când intrăm în casă. Avem investiții cele mai mari de ultimii 10 ani de zile, investiții mai mari decât au fost în total în 2016-2017 și cred că în curând o să avem și mai mari decât în 2018 tot anul.
Bine, mă, tată, bravo, și unde or fi aceste investiții? Nu, 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 că nu-l contrazic pe Câțu, Doamne ferește, nu-mi permit, că sigur poartă în servietă niște tabele de-alea cu multe cifre, niște Excel-uri bine lucrate din care eu nu înțeleg nimic, dar repet, cine câștigă din aceste investiții? Unde se duc ele? Care-s rezultatele? Doar vedem cu toții că s-a făcut sărăcia mai mare decât porumbul. De mii de ani ne duduie economia, iar doi metri mai încolo sunt sute de mii de copii care mănâncă o dată la trei zile, precum celebrele manechine de pe Londra, Paris, Milano. Mie mi-ar plăcea să mănânc niște biscuiți. Ți-ar plăcea altceva? Nu! Ce? Un pireu cu carne. De fapt, ia stați așa, să vedeți cum îi prind eu cu minciuna pe ONG-știi ăștia. Mă, de unde aveți voi acele statistici? A? Cum ați număra voi atea sute de mii de săraci? Și când aud? Că uite, bă, statul român, cu toate resursele lui, cu toate mijloacele și cu toate eforturile lui supranaturale și supraomenești, n-a reușit nici până acum, după 8 luni de criză, să numere exact copiii fără calculator și internet. Cred că zilele următoare vom fi în măsură să votăm și numărul exact. Nu cred! Nu cred așa ceva! Mai au puțin și termină cu numărătoarea? Vai de mine! Mă rog, doamna asta care a vorbit aici nu mai numără, nu. Dânsa și-a pus palma în fund și a plecat. Și-a dat demisia din minister. Nu, nu, nu din motive de competență sau incompetență, nu. A plecat să candideze pentru parlamentare la PNL Ialomița. Deci, ialomițeni, ca să știți pe cine să nu votați, asta e tipa care a zis că elevii care vor note peste 6 la capacitate trebuie să facă meditații. Ia, dați-i și voi un 2-3% așa, să vedem ce mai zice. Bun, și acum liniște că se numără calculatoarele copiilor, da? Bă, nu-i mai întrerupeți, că pierd șirul și trebuie să o ia de la capăt. Că la bani știți, bă, când numeri un milion de euro și la 900.000 te întrerupe cineva și trebuie să încep de la zero, e... De fapt, nu vă mai zic, că sigur ați pățit și voi. Ia uite, mai liniște! Băi, acolo, liniște, mă, n-ai cu cine, mă, extraordinar, mă. Fii atent ce zgomote, ce sunete, încep, Doamne, le chiore mațele la ăștia ceva de speriat. Nu, deci nicio șansă să... Căutăm, vedem ce se întâmplă. Cum e rubrica Meteo în Jurnalul de Știri, așa e rubrica PSD în conferințele de presă ale lui Iohannis. Pandemie, vaccinuri și acum Meteo. PSD a distrus țara, gheață la mal, urmează sport. Despre orice ar vorbi, domnul Iohannis ajunge la PSD. Apropo de preșcolari și rechizite, să amintesc de PSD care a distrus țara asta. De oriunde ar pleca, din orice punct, ajunge la PSD. Ură, tăticu, ură de-aia mognită, grea, jar, ca la grătarele alea serioase cu 20 de invitați. Păi zic să ne uităm puțin la ultima rubrică PSD a prezentatorului de știri Klaus Iohannis. De ce avem noi spitale proaste și o medicină care mai degrabă ne pune cuțitul la gât? Explicațiile se găsesc fără a fi mare specialist. Nu vreau să fac acum din asta o polemică politică, dar știți că în majoritate, chiar cred că publicația dumneavoastră a făcut în calcul, din ultimii 30 de ani, 20 ceva de ani, România a fost condusă de PSD, care a avut o politică în domeniul sanitar proastă. Foarte proastă, asta e o realitate. Deci nu vreau să fac din asta o polemică politică, dar hai mă că fac! Na, să-i explic? Mai are sens? Ok. Domnul președinte scapă din vedere două lucruri. Primul, în ultimii 30 de ani și noi am fost pe aici. E, poate nu ne-a văzut dânsul, că umblă cu nasul ăla pe sus, dar eram aici, trăiam, munceam, ne căsătoream, făceam copii și mai ales îmbătrâneam. Ăsta e primul lucru pe care îl uită președintele. Deci nu doar că ne uitam la acest meci, noi eram în teren, fraților, jucam. Și al doilea lucru, lumea are internet, lumea caută pe Google. Așa că ne punem și noi două întrebări. Una, cât timp din ultimii 30 de ani au fost premier de la PSD? Și a doua, cât timp la sănătate a fost ministru de la PNL sau ministru într-un guvern PNL? Vă spun imediat după pauză că e al naibii de interesant cum poate să ne mintă președintele țării în prime time.